îți accepti job-ul. Da? Care job? Oricare. Asta e job-ul. Ajungi să fii o capcană umblătoare. Lumina puternică la care zbor fluturașii, da? Ok. Să nu spui nimănui unde te duci, ce faci, cu ce te... Să spui și să audă lumea, să știi unde și n-a și ieșit pe josul de soare. Și-și face idei cum să ajungă acolo și să trăznească, da, energetic. Unde te duci, ce faci, mai ales acum. Decembrie e magic. E magie, e războiul, așa, războiul magic, ai să râzi, dar e în plină viteză. Se desfășoară în decembrie, ultima lună a anului, care e feierică, care e superbă, care e, da, bleazna pusă. Omul de acasă e, nu trebuie să-i pună nimeni bleazna, că am ieșit de acasă cu bleazna pusă de prost și toromacă și așa mai departe. Și ochelari roz și pune singur. Da? Și gata. Omul încearcă să facă tot felul de chestii, să-ți... energetic, să te jăcmănească, să, da? Să vrei să cumperi un produs, de fapt să-ți spună alt produs, tu să vezi, da? Cum căutam lumânările și trebuia să iau răcinci din astea proaste ca să găsesc una din aia care îmi trebuie mie, la miros și la cum arde. De aia, când se zice că acum e sărbătoare și se pregătește pentru toată lumea, vezi ce se pregătește, vezi despre ce-i treaba, da? Te descurci. Acolo te distrezi. Păi de acum, dar cum ai crezut poligonul magic? Cum ție? Așa stai acasă, stau că poate trece pe lângă, da? Nu trece nimic pe lângă. Trebuie să stai acolo în mijlocul pieții la de sărbători, unde e, da? Da, și ia masca prostului și începe să prostească lumea, da, păjuțul de cuțite, ia masca prostului, da, și prostește lumea. Se dublează, jumătățile, divine feminin, divine masculin, fiți atenți la jumătățile voastre, jumătatea devine, nu jumătatea are moneda de dublări, ci voi amândoi faceți moneda, da? Voi doi, dacă v-ați găsit, unul, da? Are moneda, și prost, și deștept, și rău, și ține în frâu, în echilibru. Da? Când mai apare cineva și ți-i drag omul, că e magic făcut, că e pe bune, vezi pe parcurs, deveniți o monedă. Da? Și unul e deșteptul, altul e prostul. Unul e bunul și altul e rău. Da? Și aici e un pic război magic când sunt amândoi. Vrei, nu vrei, e, da? Se joacă puterile să jongleze. Și care lasă, care nu lasă. Normal că nu vrei să lași și atunci devii, guess what, devii partea monezii rău. Nu vrea să lase, da? Și ai schimbat și a devenit omul bun. Acolo e greșeala când se câștigă sau se pierde într-un război magic, într-o luptă magică, da? Tu crezi că lupți și e, și e, te-ai pornit în, nu, defense și apărătoarele atacă. N-ai treabă, scut și gata. Ok. Și atunci așa facem. Devine scut, pleazna o pui, ieși în oraș, te bucuri că e frumos, e sărbătoare, e poveste, da? Pui pleazna pe cap, a ta. Da? Ochelarii roz ai tăi de mag și nu te mai ia nici dracu, da? Ai pus scut și gata, și cine vine să te prostească, tu deja ești tu ăla, popa prostul, da? Tu ești prostul, n-are cum să te prostească, și cine vine să te prostească se lovește de scutul tău foarte puternic și nu știe de ce, chirdic. Da? Ok, da. Imediat și bumerangul la gândurile acestea minunate, malefice, da? Ok. Bumerang și agățat în pom. Da.
Deci asta se întâmplă în decembrie, asta faci. Deci omul dacă n-a înțeles și apare în viața ta cine crezi tu că măgește, crede că mai schimbă, mai face, mai drege, omul n-a înțeles. Trebuie să stea cu minte și să-și vadă de viața lui. Nu vine, domnule, să da? Apare într-o mască, sub o mască, nu știu ce, între doi care se iubesc, da? Ea nici nu știe că e altul sub mască, el nici nu știe că e alta sub mască, da? Diavol și diavolița. Și în decembrie, guess what? Diavolul și diavolița se întâlnesc între ei. Și aici s-a terminat povestea. Da? De aceeași putere. Când se jonglează, se joacă, e una. Dar când îți două puteri, nu e loc de... Da? Să te regrup, să vezi într-o parte, nu, e bum. Ceacalaca, bum. Da. Da, și... A vrut să încerce și s-a răsturnat, imperatore. A vrut să păcălească moartea și moartea s-a dat păcălită, da? Și l-a răsturnat. Acolo e. Și se scrie despre așa ceva. Ei, titiriții. Ok, distrează-te.